Bine, v-am găsit la horoscopul de weekend, 23-24 martie, weekendul de dinaintea eclipsei. Și cum este weekend, și așa fac de obicei, sâmbătă la ora 3, ora României, va fi publicat horoscopul săptămânii viitoare, în care deja v-am spus că vom vorbi despre o minunată eclipsă, prima eclipsă de anul ăsta. Nu am să vorbesc acum de eclipsă, pentru că avem și în acest weekend niște evenimente și trebuie să le strict la catalog că sunt importante. Dar nu uitați să căutați pe parcursul weekendului acest film, că se anunță o ultimă săptămână de martie cu evenimente speciale. Adică intrăm în acel sezon al eclipselor, care știți că are o anumită conotație, o influență, un impact emoțional mai mare și de data asta chiar că ne va influența pe un anumit plan, dar am să spun la momentul respectiv. De fapt, am spus și în horoscoapele lunii martie peste tot despre această eclipsă, încât puteți să vedeți chiar și acum astrodrama lunii martie, pentru că, ia câtă, mai avem o săptămână din această lună, dar vorbesc despre acest eveniment undeva într-un capitol dedicat eclipselor. Tot în acest weekend, nu știu exact când, cine știe, poate o și apărut când vedeți acest film, va apărea astrodrama lunii aprilie. Dar până una alta nu vă grăbiți la luna aprilie, că vom vorbi pendelete despre luna care urmează de acum înainte. Dar probabil undeva, știu și eu, peste weekend va apărea și acest film, că așa l-am eu în agenda mea. Să aruncăm o privire și peste luna aprilie, că știu eu că vine cu niște evenimente deosebite, ba chiar evenimente de top despre care am vorbit în filmul Momente de Top ale anului 2024, încât dacă sunteți curioși cu ce vine luna aprilie, vedeți acest film, că undeva în vreo 2 locuri fac referire, da, cred că vreo 2 locuri la luna aprilie. Și evident, le voi lua pe toate la bani mărunți săptămâna viitoare, când voi lua așa câte 2, câte 3 filme pe zi dedicate fiecarei zodii. Până una alta ne întoarcem la acest weekend, deci sâmbătă horoscopul de săptămâna viitoare, duminică seara horoscopul de luni, nu știu când astrodrama lunii aprilie, dar în acest weekend avem parte de 2 evenimente și anume pe 23 intră Marte în Pești și se golește, putem spune că se golește ograda Vărsătorului, pentru că acolo rămâne mult și bine de acum încolo Pluto, încât putem să-l și scoatem din peisaj, că asta așa, lent, câte un pic va mai înainta, va mai da înapoi un pic la un moment dat pe parcursul acestui an, dar nu vor mai fi planete timp de vreo 10 luni de acum înainte în acest loc învărsător. În schimb, ia câtă vine și ultima planetă de anul ăsta în zodia peștelor, pentru că prin zodia peștelor au trecut 7 planete în total pe parcursul lunilor februarie și martie. Mercur, Soarele, Venus au trecut pe aici, erau încă de anul trecut Saturn și Neptun, acum ia câtă vine și Marte, ba la un moment dat a trecut pe aici și Luna. Vor sta acum o vreme mai îndelungată, până prin aprilie vor sta toate aceste 4 planete acolo, ba de azi înainte cu Marte acolo putem spune că și cele 2 elemente ale cuplului sunt în aceeași barcă. Se scaldă în aceleași ape, adică Venus, elementul feminin, și Marte, elementul masculin, trec pe aceeași stradă, ceea ce poate să însemne o cooperare, o completare, o susținere unul către celălalt, multă compasiune, multă apropiere, de ce nu, romantism, și putem să ne gândim că cei 2 vor avea o conexiune mai pe aceeași lungime de undă. Că au mai fost în aceeași lungime de undă încă de pe la începutul anului, au fost cele 2 planete simultan, o perioadă în Capricorn, o perioadă în Vărsători simultan, acum ia câtă o perioadă simultan în Pești și gata, nu vor mai avea treceri pe aceeași autostradă, pentru că nu vor mai fi simultan în Berbec, nu vor mai fi simultan în Taur, că Venus își vede de drum și e mult mai grăbită decât Marte. Acum e ultima perioadă, așadar, când cele 2 elemente simt pe aceeași frecvență. Și este o energie blândă. Un Marte în Pești e destul de pasiv, nu e atât de exuberant. Parcă se pregătește Marte să dea drumul la niște motoare, pentru că va sta aici în Pești până pe 30 aprilie și pe 30 aprilie va intra unde? La el acasă în Berbec. O să vorbim la momentul respectiv despre asta. Dar se mai liniștește și el, dragul de el. Pentru că Marte în Berbec va fi în zodia lui de domiciliu, deci la maximum de energie, la maximum de activitate și de aia are nevoie de această, hai să zicem, o lună și un pic și o săptămână de odihnă, de repaus, de vacanță, de ce nu? Și Marte trece prin Pești odată la 2 ani. Ia câtă, după 2 ani merită și Marte un răgaz, așa, să se mai liniștească și el, să mai reducă un pic motoarele, să mai stea și el degeaba, dacă s-ar putea. Nu cred eu că o să stea degeaba, pentru că aici se va întâlni la un moment dat cu Saturn, luna viitoare, se va întâlni cu Neptun, luna viitoare, deci o să aibă activități Marte, ba, o să aibă și o opoziție cu Lilith la un moment dat, deci o să intre și el un pic așa în tirul astral cu niște evenimente rarisime, unele dintre ele. Dar poate avem nevoie pe aici pe acolo să ne mai relaxăm. Oricum energia Berbecului începe să duduie, pentru că tocmai a intrat soarele odată cu echinocțiu în Berbec și va sta acolo o lună. Nu o să apuce Marte să-l prindă din urmă pe soare acolo în Berbec, pentru că atunci când soarele va ieși din Berbec, abia va intra ulterior Marte. O să fie un schimb de ștafete la un moment dat, pentru că soarele va ieși din Berbec pe 19 aprilie și vă spuneam că Marte va intra în Berbec abia pe 30 aprilie. Probabil vine să-l înlocuiască pe soare și să continue ceea ce soarele dă drumul acum, odată cu echinocțiu, odată cu eclipsele, odată cu luna nouă, care tot o eclipsă va fi în aprilie. Deci Marte vine la spartul târgului din multe puncte de vedere, dar ca să întrețină un foc pe care acum îl deschidem cu primele planete care trec prin Berbec. Tot în acest weekend avem parte de un sextil foarte norocos, am vorbit și în horoscopul săptămânii care se încheie mult despre acest eveniment și anume Venus de acolo din Pești, unde iacătă intră acum și Marte. Venus va forma un sextil cu Jupiter în Taur. Un sextil foarte norocos. De ce? Pentru că sunt cele două planete care au această reputație de planete norocoase. Micul benefic Venus cu marele benefic Jupiter au această alianță prin sextil care ne îndeamnă să ne bucurăm de niște rezultate la final de poveste. Venus în Pești putem spune că este un capăt de activitate. Pești întotdeauna încheie Plutonul, e ultima zodie. Deci posibil unii să fie ajuns la capătul unei activități. Înainte de a ne apuca de niște activități noi sub influența Berbecului, de ce nu? Unii suntem la final și am cam obosit la final, nu? Și de aia vine Marte, acolo să ne mai liniștim. Dar este această serie de sextile, în curând și Marte va forma un sextil foarte bun cu Jupiter. Deci putem spune că unii culegem recolta după cine știe câtă vreme de efort susținut. Da, suntem obosiți, da, nu mai avem energie, da, suntem la pământ, o să ne încărcăm noi bateriile din nou de acum înainte, dar acum, iată, sărbătoare. Avem cu ce ne mândri, avem ce valorifica din tot ceea ce am muncit. E momentul ăla când ne bucurăm de gustul dulce al unor struguri pe care i-am cules. I-am îngrijit acolo în vie, i-am cules și acum ne bucurăm. Opa, ce recoltă frumoasă și ce struguri buni am cules. De fapt, e munca noastră cu care ne putem mândri. Și cine știe, poate ne gândim cum să o ducem mai departe, să o valorificăm, pentru că nu se opresc aici evenimentele. Vom continua niște activități, vom începe niște activități, vom schimba un pic registru în unele activități, ca să devenim din ce în ce mai buni, că vor veni și în luna aprilie niște evenimente care ar trebui să ne aducă multora niște rezultate wow în ceea ce am muncit din greu. Evident, cine are de unde să aștepte aceste rezultate. Cam atât am de spus, da, fiți cu ochii pe săptămâna viitoare că am vreo 3 evenimente interesante, din care 2 chiar deosebite, și despre care deja am vorbit și în filmele mai vechi, dar vom vorbi din nou atunci când se vor produce și în horoscopul săptămânii și horoscopul zilei. În acest moment urându-vă un weekend liniștit și frumos și relaxant, așa ca de primăvară, că ne ajută atâtea planete în pești, 4 planete în pești, să ne mai odihnim, să mai reducem un pic motoarele, chiar dacă din alte puncte de vedere dăm drumul la motoare, unele trebuie să se oprească, să se odihnească, altele trebuie să tureze la maximum, evident, nu aceleași. Și vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și să vedem cum sună primul weekend din acest an zodiacal care a început odată cu echinocțiul. Voi, berbecii, ar fi păcat să leneviți totuși la sobă în această perioadă, chiar dacă Marte intră în pești și vă zice mai ușor, mai calm, mai liniștește-te. Dar nu prea puteți. Cu 2 planete în ograda voastră, dintre care inclusiv Mercur. Mercur este un jucăuș, este un aventurier, vă invită într-o aventură nouă. Și de aia s-ar putea să fiți mobilizatorul unei activități ca de weekend, ca de primăvară, în care probabil o să luați pe oricine în barca voastră, în căruța voastră, să explorați niște zone noi, încât e foarte posibil să vă tenteze sportul. Cine știe, scoateți bicicleta deja din box, să faceți prima drumeție prin păduri, să căutați viorele. E o dorință voastră de plimbare. Unii, ceva mai norocoși, poate aveți parte de călătorii mai scumpe, o cabana pe undeva, o pensiune pe undeva. Da, sunt atracții, inclusiv de natură financiară, dar banii pentru voi au acest rol de a vă scoate din casă. Probabil chiar și cea mai mică plimbare pe care o faceți vă umblă un pic la portofel, dar probabil sunteți și pe principiul ăla: nu mă uit la bani, cât timp mă simt bine, văd lucruri frumoase, plec de acasă. Cred că asta este primul lucru la care vă gândiți. Plecați de acasă, o să vă duceți unde vedeți cu ochii. Sigur, există și o mare parte dintre voi care veți prefera liniștea. Sau chiar și acolo unde vă duceți, nu vă duceți în locuri supraaglomerate. Chiar și o plimbare până la o mănăstire are rolul ăsta de a vă încărca sufletul de liniște, dar de a vă pune și un pic trupul în mișcare. Sunt 2 energii foarte diferite. Energia berbecului, care înseamnă mișcare, mobilitate, agitație, energie, acțiune, pe când energia peștelor este calmează, se liniștește, dorm, mai stai și tu pe acasă. E, fiecare după cum simte nevoia. Unii stând acasă s-ar putea să se cam răsfețe un pic în lene și v-ați putea simți așa un pic cam pasiv, comod, sedentar, poate mâncați un pic cam mult, poate faceți niște excese din punctul ăsta de vedere. Sau cine știe, a doua zi, simțindu-vă așa un pic cu musca pe căciulă că ați cam lenevit într-una din zile, a doua zi vă duceți la sală să dați jos toate caloriile. E o luptă așa între stare de bine, egal confort, egal uneori chiar și lene, și nevoia de a ieși unde vedeți cu ochii. Probabil pe unde sunteți s-a instalat foarte frumos primăvara și vreți să descoperiți lumea. Și de aia s-ar putea, în unele cazuri, descoperirea unor noi spații să însemne oarecare distanță, dar care necesită o deplasare și care înseamnă și bani. Taurii, vorbiți cuiva despre marile voastre vise. Dar unii vă ascultă, că da, sunteți convingători, sunteți, probabil aveți un talent de a vă spune visele așa la modul idealist. Unii vă spun că spuneți povești nemuritoare acolo. Unii chiar râd de visele voastre, dar sunt visele voastre. Credeți în ele, aveți toate resursele să le îndepliniți. Cine are 2 instrumente de bază în ograda sa? Voi, taurii. De-aia alții n-au încredere în visele voastre, că ei nu au pe Jupiter și pe Uranus în sertar să se folosească. De-aia unii o să aveți în preajma voastră. Energia peștelor de multe ori este de pesimism, de deprimant, de nu se poate, de abandon. Aveți oameni în jurul vostru care vă zic, nu, e o prostie, nu poți tu așa ceva, sau nu se poate la modul general, parcă nimeni nu poate. Și unii încearcă să vă influențeze, să vă toarne așa picuri de neîncredere, de renunțare, de pesimism. Dar nu trebuie să-i ascultați. Voi știți mai bine pe ce vă bazați. Totul e să nu ajungeți voi să vă tăiați singur creanga prin această tendință spre abandon. Să zicem că dați drumul la niște activități și poate porniți un pic cu stângul sau nu-i momentul sau mai sunt niște date de adunat acolo la acțiunile respective și cum nu pornesc în trombă, unii s-ar putea să vă împotmoliți așa un pic la primii pași. Și aceia să fiți cei care strâmbați așa din nas și spuneți, oh, dar nu mai fac nimic, abandonez, o lehamete de aia a omului care nu pornește din prima. Mașina voastră s-ar putea, în unele cazuri, să nu pornească din prima. Și asta să vă facă să abandonați, să trageți pe dreapta. Ori alții, nu, credeți cu tărie, pot ceilalți să râdă de visele voastre, să comenteze, să vă tragă de mânecă. Nu vă trag de mânecă pentru că ar fi vreun risc pe acolo. Vă asumați și riscul. Vă trag de mânecă neputincioșii, fricoșii, aia care n-au altceva de făcut decât să comenteze visele oamenilor curajoși. Gemenii. Posibil să porniți zilele astea o activitate cu mult aplomb, foarte dornici, dar s-ar putea să porniți un pic cu frâna trasă. Nici n-ați pornit bine și parcă așa se desumflă totul. Se împotmolește o mașinărie, cam ăsta e sentimentul. Nu înseamnă că nu o să meargă. Probabil nu-i momentul sau poate chiar începutul este și cel mai delicat. S-ar putea să, știți cum este, e începutul omului care abia s-a trezit din somn. Nu prea ai chef, de-abia te miști, de-abia te dai jos din pat, cam asta este. Chiar dacă energia berbecului este, hai, apucă-te, fă, multă energie mobilizatoare există acum în aer, dar există și o energie de ailaltă, demobilizatoare, care, da stai, că mai vreau să dorm, da mai bine în weekendul ăsta, mai las că e urât afară, unii da, dacă nu aveți o vreme prea frumoasă în zonă, s-ar putea să dați vina pe vreme, sunteți meteodependent. Și de unele planuri de weekend s-ar putea să stea pe loc, să înghețe, așa, din cauza pasivității cu care ați putea trata niște lucruri. Depinde. Și aici sunteți două tipuri de gemeni. Cei care preiau energia berbecului, fac, dreg, chiar și singur, n-am nevoie de nimeni, mă apuc de nu știu ce activitate, că sunteți unii sub imboldul ăsta al începutului, al noutății, vreți să vă apucați de ceva nou, pe când alții, da, aș vrea, ziceți voi, da, nu acum, lasă de luni, lasă de luna viitoare și care, clar, că vă taie elanul și s-ar putea să ratați totuși niște momente care ar putea da drumul cu brio la o activitate. Racul. Câte gânduri, idei, vise, idealuri vă trec prin minte vouă acum încât ar fi păcat să le lăsați acolo în sertar. Da, unii sunteți un pic temători să faceți publice, să spuneți, să exprimați ceea ce vreți voi să faceți. De-aia ziceți, doar le băgați acolo în memorie și ziceți, le fac eu, lasă că vine momentul să le fac. S-ar putea să fie și auspiciile potrivite să puneți în aplicare aceste planuri. Dar există o teamă, poate sentimentul ăla de superstiție, mai nu spun, mai bine fac, las că am să le fac eu și într-o zi am să spun și altora ce am făcut. S-ar putea unele din visele voastre să aibă nevoie să fie exprimate, verbalizate, măcar pentru voi înșivă, dacă nu în fața altora care... S-ar putea să aveți un grup de suport alături care ar vrea să preia ceva, să joace un rol în povestea voastră, încât dacă singur nu puteți să duceți la îndeplinire ceea ce deocamdată gândiți acolo sub formă de... doar de vis, la nivel imaginar, da, multă imaginație, multă creativitate în mintea voastră acum. Se nasc niște planuri nemaipomenite, da, unele un pic imposibile, dar trebuie să le și exprimați. Să găsiți cui să le exprimați, cui să vorbiți despre asta, să aveți încredere, evident, că aici s-ar putea să fie o chestie de neîncredere. Probabil într-o zi, când se va mai risipi un pic energia asta de pești, că da, energia peștilor poate pe mulți îi sperie să facă publice, le țin acolo la secret în mintea lor, în imaginația lor, cu gândul că dacă le dau, le exprim, cine știe ce se întâmplă cu ele, să nu cumva să cadă în desuiet sau să mi le fure alții sau să nu se mai întâmple. Și de-aia probabil așteptați să se mai miște niște rotițe. Dar un mare vis s-ar putea să-l așezați voi acolo pe frontispiciu, un vis real, în unele cazuri poate fi vis de iubire, că este și Venus acolo într-o conjuncție foarte importantă. Un vis de iubire, vi se pare că omul ăla e totul și se întâmplă lucruri în legătură cu omul ăla pe care l-așezați pe piedestal. Sau vă dă cineva foarte multă atenție și sunteți așezați pe piedestal. Există acel sentiment de maximum. Tot ce mi-aș putea dori, spuneți voi. Visul meu cel mai mare. În unele cazuri mai trebuie să-l construiți înainte de a zice că e bine conturat. Că deocamdată e așa, parcă e un... De-aia am zis vis frumos, e o iluzie, e un abur, e o hologramă, nu puneți mâna pe ea. În timp ce alții ziceți, măi, e momentul, dacă nu acum, atunci când? Când am și soarele deasupra capului, pe catarg, acolo pe mijlocul cerului și atâtea planete în pești, mă apuc să fac ceva. Și probabil veți pregăti terenul să transformați visul într-o realitate. Leul, s-ar putea să aveți câștig de cauză într-o oarecare luptă. V-ați confruntat cu un rival, cu cineva, față în față, care pe care, care e mai bun, care a avut argumente mai puternice, care e mai comod, care e mai grozav, sau așezat doi oameni pe o balanță, unul pe un taler, altul pe un alt taler. Și în tot acest timp v-ați cântărit sau ați fost cântăriți. Dacă n-a fost un război față în față, parcă cineva trebuia să dea o notă, ba unuia, ba altuia, și din care unul să primească nota cea mai bună. Probabil s-a terminat sau se termină acum această măsurare de forțe, acest război, din care aveți mari șanse să fiți alesul cel mai bun. Poate vine o laudă, o apreciere la adresa voastră, o șansă, o oportunitate de a demonstra că voi sunteți cel mai tare. Alții chiar, poate chiar culegeți efectiv laurii unei victorii. O notă bună, luată la un examen, ați obținut un succes, v-ați atins un interes, la urma urmei, dar prin luptă, evident, dându-vă la o parte rivale. Poate unii chiar acum prindeți un fel de canal așa liber către a deveni locul 1, când înainte erau alții care poate erau înaintea voastră. Dați un pic din coate, vă puneți toate argumentele în valoare, luptați un pic cu... Sunt niște condiții, da, ușor defavorabile pentru voi. Există oarecare umbră așa care planează peste voi. Și de aia a trebuit să vă luptați cu umbra asta, să dați umbra aia la o parte ca să vină un reflector și pe voi. Știți cum sunteți ca într-un cor pe scenă, deși voi știți că aveți cea mai bună voce. Sunt alții băgați în fața voastră acolo care cântă cât pot și voi sunteți în rândul 3, deși s-ar putea să fiți solo la un moment dat. A venit vremea aia în care trebuie să vă luați un pic inima în dinți, tupeul, și să faceți un pas înaintea corului, să vă cântați partitura și să vă vadă cine trebuie. E o chestiune, da, de ego, de mândrie, de curaj, de da din coate, de încredere nebună în valoarea voastră, prin comparație cu ceilalți, așa cum spuneam, că s-a format așa un zid în fața voastră, ăia se dau mari, ce grozavi sunt, și voi, poate ăla bun, stați mai în umbră și cineva trebuie să aibă curajul să treacă prin zidul ăsta care nu îi lasă pe ceilalți să vă vadă. Ieșind în fața zidului, luminile vor cădea pe voi. Fecioara, luna este în ograda voastră în acest weekend, e binevenită, ba chiar ambele luni, și luna albă, adică luna care e aproape plină, pentru că zilele viitoare va fi o lună plină, dar și luna neagră este acolo. Deci cele două elemente feminine sunt în ograda voastră și cu multă luptă din punctul diametral opus din pești, cu 4 planete acolo. Sunteți într-un proces de trezire. Asta simt eu. Parcă ați fi frumoasa din pădurea adormită, care se trezește după somnul ei, care a durat mii de ani. O ieșire din pasivitate. Vă propuneți să ieșiți din pasivitate. Parcă așteptați luna asta să apese, luna, astru, îl așteptați să vină în ograda voastră, să apese un buton, să înceapă să sune alarmele alea, să o trezească pe frumoasa din pădurea adormită. Că aveți foarte multe de făcut, dar stăteați așa. Vine sau nu vine? Prințul ăla, probabil. Mereu așteptați de la cineva această alarmă. Nu venea de la voi. Dar probabil ați așteptat și nu se întâmpla nimic. De acolo de unde tot sperați să vină trezirea, poate ați idealizat pe cineva. De la el vine fericirea mea, de la șeful vine prosperitatea mea, de la cutare vine salvarea mea. Mereu v-ați agățat visele, speranța, evadarea de o altă persoană. Și probabil ați așteptat mult și bine. Prințul ăla din poveste nu mai vine să vă trezească din somnul ăla de ani de zile. Și vine momentul ăsta de curaj nebun de la lună citire și de la luna neagră citire, care se vor și întâlni, evident, în acest weekend, să vă ridicați din somn, din pasivitate, din hibernare, din non-acțiune, din pasivitate, din lene, din ceva acolo care vă punea să așteptați. Știți cum e, când sunteți dat pe hold, stai acolo, te sunăm noi, zicea cineva, te caut eu, zicea cineva. Și nimic nu s-a întâmplat. E, stop, ziceți voi, până aici vă adunați forțele, scoateți din voi așa într-un curaj fantastic de a vă lua viața în mâini, inima în dinți, să nu mai depindeți de alții. Puneți voi mâna pe o acțiune și o faceți. Nu așteptați de la altul să vă invite, să vă cheme, să vă susțină. E o mare energie a independenței, a trezirii, a ridicării de jos, a trecerii la acțiune și bine ar fi să mergeți pe această cale. Încât s-ar putea chiar și voi să fiți foarte uimiți de această atitudine. V-ați obișnuit în zona aia de aștept, las că vine, lasă-mă caute, lasă altul, nu de la mine. Ei, nu, berbecul înseamnă nu mai aștepta, pune tu mâna și fă. Știi, veți face ceva ce până acum tot ați spera că vine nu știu de la cine. Cum nu vine, faceți singuri. Voi, balanțele, s-ar putea să simțiți un fel de alianță feminină. Dacă sunteți femeie, s-ar putea să atrageți de partea voastră un grup mai mic sau mai mare de femei cu un interes comun, probabil, cu o rană comună, cu o problemă comună. Până acum erați fiecare pe ogorul său și încerca să lupte pentru o idee, pentru o cauză, pentru o situație și singure nu făceați nimic. Se pare că a venit vremea să vă adunați aceste mai multe voci feminine. Zic feminine pentru că este o mare energie de femeie în perioada asta. Venus este într-o poziție foarte bine susținută și din punctul celălalt de vedere, luna și luna neagră, care tot energii feminine sunt, își dau mâna. Ba, chiar sunt și în opoziție în perioada asta. De-aia există o doză a femeilor, o luptă, o energie a femeilor care suferă, care n-au fost auzite, care au o problemă, care au stat în planul 2, care au tras și n-au fost recunoscute. E o revoluție a femeilor în perioada asta. Încât, sigur, puteți fi și voi printre acestea. O cauză care părea pierdută, o cauză care n-a fost auzită. Ei, cu atâtea voci feminine ar trebui să fiți auzite. S-ar putea să o mai fi făcut și altă dată această alianță. Undeva prin toamnă a mai fost un astfel de congres feminin. Dar probabil n-ați trecut la fapte. Acum ziceți, gata, ne adunăm, ne coalizăm, ne unim forțele, suntem o forță doar împreună. Unde doi puterea crește. Hai să dăm mână cu mână, cam asta o să fie o uniune a unor persoane, hai poate nu neapărat femei, dar în principal femei, a unor persoane care vociferea sau ceva de spus, a început lumea să spună ce o doare, dar poate mai ales pe femei, poate mai ales alea care n-au fost lăsate, n-au fost prețuite, n-au fost validate, inclusiv în ceea ce privește jobul. Încât multe femei s-ar putea să-și dea demisie în perioada asta, s-ar putea să plece dintr-un loc în care nu au fost prețuite, în care simt că au dus foarte mult pe umeri, dar n-a ieșit nimic din povestea asta sau nu sunt ele mulțumite. Deci, dacă vă numărați printre sufragetele astea care cer niște drepturi, veți avea ceva de spus, ba chiar cu un mic grup de suport acolo. Prietenele, colegele, surorile, vă ridicați împotriva cuiva, împotriva unei autorități, probabil în fața voastră. Surorile împotriva tatălui, care cine știe, poate e autoritar, poate v-a redus la tăcere, sau o soție împotriva soțului, evident, nu îndemn la așa ceva, dar simțiți așa că vi s-a umplut paharul din anumite puncte de vedere și ziceți, am ceva de spus. Alo, tată, alo, șefule, alo, societate, cine ai fi, am ceva de spus, nu merit acest tratament, nu merit ceea ce primesc din toate punctele de vedere. Poate e doar un început al unei revoluții feminine sau al unei revoluții, a unei forțe care a stat în tăcere, în planul 2, în taș, tu stai cu minte acolo că tu trebuie să stai la cratiță, tu trebuie să muncești, niște chestii de genul ăsta care pe cineva, sigur poate și un bărbat să fie în poziția asta, pe cineva l-a ținut în umbră, l-a ținut sclav, l-a ținut la cheremul cuiva, dar se pare că sclavul începe să comenteze și să-și ceară drepturile care îi se cuvin. Scorpionul, vă puneați foarte mari baze într-o relație, aș spune. Dar intrarea lui Marte acolo în Pești ar putea să zguduie un pic visul ăsta pe care vi l-ați creat. Poate ați ridicat prea sus o ștachetă legată de iubire. L-ați idealizat, era făt frumos călare, era Eliana Coțânzeana cu păr de aur. Totul era minunat. Își mai bagă coada și Lilith pe acolo, care s-ar putea să mai risipească aburul ăsta al magiei. Începeți să vedeți așa, parcă vi se deschide un ochi care erau până atunci închiși, orbiți. Vedeți niște realități și normal, realitatea începe să vă atragă atenția că stai frate, că nu e chiar așa cum credeai, prea îl vedeai într-o notă roz, prea ți se părea că tot ce zboară se mănâncă. Nu-i nimic, o revenire cu picioarele pe pământ e binevenită oricând. Că poate nu e o cădere în gol, e doar o revenire cu picioarele pe pământ. Ce drept depinde de la ce înălțime revii cu picioarele pe pământ. Dacă era în vârful Everestului și cazi înapoi la nivelul mării, normal că te doare când atingi pământul. Ei, dar dacă doar așa câte un pic vă treziți dintr-un vis frumos, poate e doar ceva benefic revenirii la normalitate. Unul sau altul din relația cu pricina mai sparge balonul, mai ziceți ce nu trebuie să zică, își mai arată adevărata față, că asta e, omul e și cu bune și cu rele. Da, poate o greșeală, poate un viciu care iese la iveală, poate o situație pe care ați ținut-o foarte bine camuflată și cosmetizată, e până și machiajul ăla se risipește la un moment dat și vezi o realitate. Cine nu acceptă ce vede dincolo de mască, normal că va suferi amarnic. Da, poate că și revenirea la adevărul, golgoluție benefică, să știți cum să tratați de acum încolo persoana respectivă, relația respectivă, dacă mai este, dacă nu mai este, dacă merită, dacă nu merită, și să treceți la nivelul următor cu ochii deschiși larg. Săgetătorul, posibil să vă preocupă niște cheltuieli, aș spune eu. Cheltuieli de natură domestică, poate vreți să cumpărați ceva important pentru casă și s-ar putea să vă atragă tot felul de lucrușoare frumoase, fistichii, poate chiar moderne, da? Pot fi și, nu doar, poate fi aparatură, de exemplu, televizor, chestii de genul, dar s-ar putea să să fie un pic cam scumpe, momentan. De-aia parcă ceva vă spune să aveți grijă, să vă măsurați bine, să cântăriți bine câți bani aveți la dispoziție. Că există posibilitatea să vă aruncați în niște cheltuieli un pic cam mari pentru bugetul actual. Alții o să ziceți, nu mă uit la bani. Banii sunt făcuți să circule. De-aia am muncit un an de zile, să-mi permit lucrul ăsta, indiferent despre ce e vorba. Unii sunteți chiar în faza aia în care vreți o casă, realmente, să vă cumpărați o casă, nu doar să îmbunătățiți casa pe care o aveți. Și de-aia vă duceți undeva unde e cea casă. Alții doar o visați. Mulți sunteți încă la faza de visare. Dar culmea e că unele din aceste vise, chiar dacă sunt stichii, chiar dacă sunt scumpe, chiar dacă momentan par imposibile, unele se pot realiza. Unele anul ăsta, altele abia la anul. Deci de aia unii simțiți că pot pompa visul ăsta. Da, costă 1.000.000 de euro casa asta. Dar eu o să am casa asta de 1.000.000 de euro odată și odată. E jocul manifestării în care credeți orbește, cu tărie. Și cine știe, la unii chiar funcționează. Evident că o să vă puneți în joc tot ce aveți mai bun. Evident că o să fie o chestiune de răbdare, că nu o să puteți avea casa de 1.000.000 de euro peste noapte. E un exemplu. Dar visele, când vă aud unii ce vise aveți, unii o să zică, hai de mine, ce nebuniești. E utopie, e imaginație acolo, e science fiction, n-ai cum, zic mulți. Dar nu-i ascultați. Pe ce vă bazați? Greu de spus. Dar simțiți că această gândire pozitivă dusă la extrem, această încredere nebună în voi, aveți o magie a voastră așa pe care vă bazați și care într-o zi o să dea rezultate. De aceea visați, ridicați ștacheta, cât mai sus, cât mai festichiu, cât mai nebunesc, că nici nu știți cum se vor deschide ușile cândva în viitor către împlinirea acestui vis. Capricornul, s-ar putea să fiți foarte darnic, când vine să spun, generos, inclusiv în ceea ce privește banii. Poate e momentul vostru de a dărui, de a da de pomană, de ce nu? Există multă milă, compasiune, încât gesturile astea de dăruire pe care le faceți voi au la bază mila pentru alții care chiar au nevoie. Dați de pomană la săraci, la căței, la faceți gesturi de caritate, ba chiar și către oameni total necunoscuți, ba chiar și în anonimat total, nu o să vă bateți cu prunul în piept, mamă ce donație am făcut. E dorința voastră de a fi cuiva de ajutor, pentru că e modul vostru de a vă arăta recunoștința la urma urmei. Parcă ziceți, băi, am adunat ceva, uite, am castronul ăsta cu mâncare. Mie nu-mi trebuie tot castronul ăsta de mâncare. Ia o bucățică de aici o dau la cel de lângă mine. Că-i vorba de bani, că e vorba de un serviciu oferit cuiva, că e o vorbă bună, că e un telefon, că e un blit de mâncare, nici nu contează sub ce formă faceți acest gest de bunătate care va fi fantastic de important pentru cineva. Și e a da mai departe, da. Ați primit voi, de ce să nu primească și alții mai departe din ceea ce aveți? Dăruire, generozitate, bunătate, blândețe, milă, spirit creștinesc, spuneți-i cum vreți, dar veți vedea pe fața cuiva că se bucură de ceea ce ați făcut. Deci, uitați-vă un pic în jurul vostru, inclusiv oameni necunoscuți, acolo va conta cel mai tare, nu în familie sau celelalte. Dați cuiva care chiar are nevoie și veți fi dublu răsplătiți cândva. Vărsătorul. A venit un moment așa în care vă... Aici parcă vine să spun ce am spus și la Capricorn. A venit vremea să dăruiți și voi ceva din ceea ce ați primit de-a lungul timpului. Vă aduceți aminte, sunteți într-un moment de bilanț. Așa, vă uitați peste umăr, prin ce ați trecut voi de vreo 2 luni încoace, probabil. Zic asta pentru că ieșind și ultima planetă din ograda voastră, e gol, gata, iese și Marte de acolo, rămâne Pluto, dar pe Pluto îl scoatem din ecuație, dar toate planetele astea au trecut prin curtea voastră și toate au lăsat niște coșulețe în ograda voastră. Și acum aveți ocazia să vă uitați ce coșulețe s-au umplut, cu ce s-au umplut aceste coșulețe. Câți bani ați făcut, câți prieteni ați adunat, câte lucruri frumoase ați trăit și aveți cu ce. A venit vremea, deci, a inventarului coșulețelor. Și ziceți, da, la cât de darnic a fost pe undeva coșulețul ăsta, că universul mi-a umplut coșul ăsta, bineînțeles pe propriile voastre eforturi, dar vi s-au umplut acele conturi, metaforic vorbind, parcă simțiți nevoia din recunoștință pentru ce ați primit voi să faceți pentru alții, să dați pentru alții, să... Încât chiar și dacă vă duceți la cumpărături, deci nu milă, nu neapărat compasiune, că este și o perioadă cu multă milă în energia peștilor. Milă, pomană, caritate, toate de genul ăsta, iar vărsătorul este o zodie care face de multe ori gesturi umanitare și voluntariat și chestii de genul, pe gratis, altruist, dar nu neapărat că dați de pomană, pe gratis. Nu, chiar și banul pe care îl aveți și vă duceți să cumpărați ceva, s-ar putea să alegeți să cumpărați ceva de la cineva care are nevoie de bani. Nu o să vă duceți la supermarket, unde știți că curg miliardele pe zi. Vă duceți la o tarabă din colț și luați un buchet de flori numai pentru bucuria de a-i da acelui om bani, nu ca să se simtă că ar fi de pomană, ci serviciului, munca lui, produsul pe care îl face, inclusiv la chestii de astea în care omul pune suflet, handmade, artiști, florari, deci nu neapărat, deci dacă vreți să faceți cuiva o bucurie, nu vă duceți să dați nu știu câte sute de lei la supermarket, hipermarket, mall și toate celelalte. Căutați cea mai mică dugheană, dar unde cineva vinde cu sufletul, vinde produsul lui, vinde mărțișorul lui, vinde floricica lui, muncită de el, mierea lui de albine, turta lui dulce. Aia va fi cea mai frumoasă dovadă de recunoștință pe care o să o aduceți. Fiți buni cu oameni care muncesc pe bani puțini, poate chiar. Că nu faceți pomană, asta vreau să spun. Vă duceți și cumpărați lucrurile. Ba chiar puteți să cumpărați 2, 3, 4, nu vă trebuie, dar o faceți din drag, că așa vi se va întoarce înapoi recunoștința într-o zi. Cineva va primi bănuțul ăla ca fiind aur. La supermarket nu o să se uite nimeni la 100 de lei. Nu contează. Dar dacă ați luat miere de albine de la bătrânica din piață, vă spun eu că va fi super fericită. Și am ajuns și la pești, care din nou au îngrămădeală. Acolo trebuie să se miște prin ograda asta plină de musafiri. 4, începând cu săptămâna asta, vine și Marte acolo. Încât Marte cu Venus în ograda voastră generează o magie acolo între ea și el. De ce nu? Pentru unii, mai ales că este și un Saturn undeva la mijloc, pentru unii se pune problema iubirii, o atracție, o cunoștință nouă, trece cineva prin peisaj și vă remarcă, vă remarcați unul pe altul. Încât pentru unii, uite așa, se creează o magie acolo, un hocus-pocus și se poate naște o idilă. Pentru unii, de ale adevărate, că atunci când intervine și Saturn, Saturn vine cu relații solide, relații importante, relații profesor, relații karmice, relații predestinate, relații cu niște probe, nu ușoare. De-aia e ceva special față de un personaj pe care îl descoperiți sau poate l-aveți deja în viața voastră, dar acum parcă vă uitați la el într-o altă lumină. Ce-i cu el, ziceți voi? De ce mă interesează omul ăsta mai mult ca oricând? Nu cumva începe să vă puneți niște întrebări acolo, evident, și niște întrebări din astea existențiale. Nu-i doar suspiciune, ce-i cu ăsta? Un interes, evident, o chemare pe care nu vă puteți explica pe semne. E ceva frumos. Venus, la urma urmei, este și în acest sextil minunat cu Jupiter, Venus în brațele lui Saturn, Marte vine către Venus, probabil energia feminină se simte foarte feminină. Hai să o ducem pe dreapta. Femeile simt că strălucesc, încât și bărbații cumva gravitează. Da, cred că, da, femeile mai ales vor reuși foarte tare să se pună în lumină, în valoare. Mai frumoase ca oricând, mai frumos machiate, mai aranjate, mai cu un aer foarte primăvărate, care evident că îi face pe cei de sex opus să se uite la ele altfel. Ce să mai spun că și din punctul diametral opus sunt cele două elemente feminine, Luna și Lilith, care tot spre Venus își trimit energia și săptămâna asta și săptămâna viitoare. Deci femeia pești în principal sau o femeie pentru un bărbat pești e zână, cea mai importantă. În unele cazuri, de ce nu, viitoarea soție, viitoarea mama copiilor unui pește sau voi, femeile pește, reușiți să vă întâlniți jumătatea. Evident că dacă sunteți deja căsătoriți și acolo poate exista o chemare. Partenerul vă dă mai multă atenție, partenerul vă acordă niște gesturi, poate chiar gesturi tandre, romantice, primăvăratice, buchete de flori, chestii de astea care s-ar putea să nu le facă oricând. Invitație undeva, un cadou, niște semne de prețuire la adresa femei în principal. Încât, da, și bărbații s-ar putea să devină, bărbații pești de data asta, să devină foarte generoși în gesturi de prețuire la adresa femeilor din viața lor. Totul e să deschideți brațele, să primiți ceea ce vine către voi, să nu cârcotiți, să nu comentați, să nu începeți să criticați, că există și o mare doză de spirit critic în perioada asta, încât doamnele s-ar putea, unele, evident, să nu știe să primească aceste gesturi minunate și să comenteze, ce te-a apucat, ce-i da banii pe florile astea? Nu! Primiți-le cu dragă inimă. Că știți cum e, dacă îi spui unuia ce-ai făcut asta, a doua oară nu mai face. Dimpotrivă, bucurați-vă, faceți din asta o artă a primirii unui compliment, unui dar frumos, unui buchet de flori, că și voi, cele care le primiți, sunteți fericite, dar e fericit și cel care vi le oferă. Asta este weekendul 23-24 martie, nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care v-am anunțat că urmează și urmează, că de săptămâna viitoare va fi bombardament din nou, așa că dacă nu sunteți abonați, puteți să o faceți acum ca să nu ratați nimic din ceea ce urmează. Un weekend minunat vă doresc!